Slătinenii care vor să circule rapid și ieftin prin oraș sunt încurajați de autorități să folosească bicicleta. În acest sens vor fi realizate trasee speciale și vor fi achiziționate biciclete electrice cu stații de încărcare. Proiectul cu toate detaliile lui are nevoie de aprobarea consilierilor locali. Va fi depus apoi la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în vederea obținerii de fonduri europene. Ca număr de biciclete sunt 110 biciclete dotate cu sistem electronic, un fel de computer de bord. Alte 12 biciclete sunt pentru persoane cu dizabilități. Ca număr de kilometri pe raza municipiului sunt amenajați vreo 10 kilometri de piste. Acești kilometri, bineînțeles, sunt sau se vor construi în funcție de configurația străzii. Studiul de fezabilitate se referă și la piste pe suprafața trotuarelor, dar și la piste pe suprafața carosabilă, acolo unde ne permit lățimile. Atunci când au realizat proiectul, autoritățile au gândit trasee care să traverseze practic orașul de la intrarea dinspre podul Olt până către cele trei zone industriale din oraș. S-a urmărit cumva traversarea orașului, adică dinspre plaja Olt către zona industrială, respectiv străzile Constantin Brâncoveanu, George Poboran, Vintilă Vodă, Bulevardul Aicuza, Ecaterina Teodoroiu și strada Drăgănești. S-a mai amenajat și pe strada Milkov către zona a doua de parc industrial. Sunt cuprinse, bineînțeles, bulevardele principale, ceea ce ar reprezenta un fel de traseu de mai mari dimensiuni. Aici ne referim la străzile Cireașov, Artileriei, ca să facă legătura cu zona industrială, cu ieșire către strada Pitești. De asemenea, străzile Primăverii și Libertății vor avea facilități pentru bicicliști. Direcția Administrarea Străzilor și Direcția Administrarea Patrimoniului s-au ocupat de realizarea documentației, inclusiv a actelor cadastrale, astfel încât proiectul să fie complet și să primească finanțare. Sunt fonduri care se vor obține printr-o soluție financiară din fonduri europene. În prezent, această documentație se află în curs de întocmire pentru Asociația de Dezvoltare Regională Sud-Vestul Oltenia, iar când se va aproba, se va trece la următoarea fază de proiectare și execuție propriu-zisă. Investiția costă peste 8 milioane de lei și ar urma să fie gata în 2 ani din momentul contractării lucrărilor.